Într-un sistem sufocat de COVID-19, mulți oameni se zbat între viață și moarte. În țara lor nu își pot găsi deocamdată vindecarea. Unul dintre ei este Ionuț Anghel. Suferă de o boală pulmonară obstructiv cronică și numai un transplant îl poate salva. Afecțiunea îi face inima să alerge fără încetare. Într-o așteptare dureroasă, viața lui se scurge cu fiecare secundă care trece. Nu știu dacă se vede. Eu am pulsul regulat de 115 bătăi pe minut. Eu am impresia că inima mea aleargă permanent. Nici seara nu pot să mă odihnesc din cauza acestui puls. Butelia din spate este pentru momentele de criză majoră. Eu când am acele crize de tuse, pur și simplu tușesc până când rămân fără aer. Ionuț așteaptă operația salvatoare de mai bine de un an. Din cauza pandemiei, în multe centre de donare au devenit imposibile operațiile de transplant. Speranța lui vine din Italia, dar procedurile durează. În acest moment, pe lista de așteptare, se numără 29 de oameni care au nevoie de un transplant de inimă, 402 de ficat și peste 3.000 de rinichi.